Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip, după cum vedeți și din titlu am ajuns, mă rog încă n-am 23, încă am 22, dar urmează să fac și să postez videoclipul, așadar pe tematica asta cum să nu fac un video, 23 de lucruri învățate în 23 de ani, le-am notat acum pe notepad, dacă am omis ceva și sigur am omis și am învățat mai multe, 23 de lucruri în 23 de ani, da, cam astea ar fi ideile principale ce mi-au venit acum în minte. Hai să începem cu începutul și prima chestie pe care am notat-o, numărul 1, toate bunăciunile au vibrator. O să fie și chestii serioase, dar uh, am băgat și ceva mai neserios. Și în ultimul an de zile, hai doi ani, majoritatea timpelor blană cu care am vorbit, fie că m-am văzut cu unele și majoritatea din păcate nu, dețineau o jucărie sexuală. În mare parte primite de la alte prietene de ale lor Le foloseau Deci sigur că le foloseau unele Altele le-au vândut pentru piese Poate te uiți la video Știi tu care ești de Deci o cunoștință a vândut, La mișto a făcut anunț pe Că vinde vibratorul pentru piese Și chiar a venit o fată și l-a cumpărat pentru piese Eu nu știu cât costă un vibrator Dar presupun că nu ca o mașină Să o dai la dezmembrări Adică Doi Asta e mai serios Nu mai lua sfaturi de peste tot Pentru că toată lumea vrea să te sfătuiască. Exact cum era Înainte de revoluție Se strica mașina în fața blocului Și când zic mașină mă refer la Dacie Clasica Dacie Și veneau toți vecinii și făceau pe mecanicii. Cam așa și acum Multă lume îți dă sfaturi, îți vor binele Dar n-au habar despre ce vorbesc Și nu mai lua sfaturi de la toată lumea fă o opinie Tu de unul singur Asta referindu-mă și să fii și tu mai mare de vârstă. Dacă ești copil, ascultă de părinți. Mai ales dacă nu sunt bețivi, ascultă de părinți. pe măsură ce crești o să realizezi că nu trebuie să iei sfaturi la toată lumea și chiar dacă ți-e rudă, ți-e un profesor, ceva, un om care te-a influențat de-a lungul timpului, să știi că e posibil să mai dea rateuri. Și fă ce vrei tu la capitolul alegeri și preferințe. Fă ce îți place ție, nu ce ți se zice. Atâta timp cât este legal. Ok? Ok. 3. Ce pățești azi, mâine nu mai este important. Și aici mă refer la nevrute. Pățești, stai cât un necaz, o, nepăsi, o nedorită, o pățanie nașpa astăzi și te afectează și te întristează. Dar s-ar putea ca cum să spun, gravitatea acelei situații să fie doar în mintea ta. Și peste o, chiar o perioadă scurtă nu va mai avea nicio importanță. De exemplu, ești la prima relație. Și bineînțeles că e un dezastru. Că pentru majoritatea prima relație a fost un dezastru. În cazul unora aia a fost și singura lor relație și s-au căsătorit. ajung să se bată și să fie niște beți și vai de capul lor să certe toată ziua. Mă rog, sunt și cazuri fericite, dar majoritatea, din păcate, așa sunt. Deci, prin urmare, de multe ori, gravitatea sau chiar importanța unei situații o dăm doar din perspectiva noastră. Că dacă e să o așa, pentru tine și dacă ți se strică telefonul sau calculatorul, e mare nenorăcire. Dar pentru restul planetei sau și chiar pentru vecină tu de, de, la blocul de vis-a-vis -vis sau unde locuiești, și ce mi s-a stricat cu Hai bă, că ți-l repar eu. Sau te-a lăsat mașina în drum, ești mai genul, au leu, mi s-a stricat ceva la mașină și e nasol că e scump să repar mașina. Dar majoritatea sunt, Hai, o altă mașină stricat o altă rabă, și trec pe lângă tine. După aia tu vezi că într-un final poți să repari ce s-a stricat sau poți să înlocuiești. Așa, foarte ușor. Doar ție ți se pare grav Că ți-a stricat, de exemplu, acea mașină că e, că e model ce-ți place ții, Sau calculatorul că aveai tu ceva important pentru tine să salva niște poze Care sunt doar niște poze și niște pixeli și atât Important nu e să faci poze undeva să te lauzi Important e cu ce ai rămas aici, cu amintirile alea pe care poți să le povestești cu nostalgie Pozele e posibil să le mai pierzi Fie în format digital Ți-ai pierdut contul de Google Photos Ți-a fost spart cine știe Sau dacă e fotografie fizică Habar n-am Ai pierdut albumul Ți-a furat careva poza S-a rupt Habar n-am ce-i cu aia Ai avut-o într-un buzunar deci nu știu ce țin o poză într-un buzunar Și ai avut haina la spălat Deci în general Importanța multor întâmplări Este doar din perspectiva ta Dată că în realitate ce e cu adevărat important dacă e să o luăm așa, e să supraviețuiești. Că pentru asta te naști ca să trăi și să duci pe cea mai departe. Sau să lași, sau nu neapărat, propriu zis, să duci pe cea mai departe, că suntem o de suntem destui. Măcar să lași ceva în urma ta. Ceva util. Nu doar o moștenire materială. Să i vezi pe alții ceva bun. Să ajuți oameni. Să, de exemplu, nu știu, să descoperi ceva. Să Util sau măcar să fii un doctor, să-i vindești pe alții de bol și așa mai departe. Trebuie să scopul ce consider că e cu adevărat, ce consider eu că e cu adevărat important e să lași ceva în urma ta. Pe un moștenitor să duci specia mai departe, fie să, nu știu, amintire mult în memoria altora să-i fi ajutat pe alții să ai prins ideea. Să nu te țină minte lumea drept o jigodie, că ai fost o jigodie toată viața. 4. Când tovară și spun că e curvă, păi e. Și aici mă refer, ok, eu, e cam dur cum mi-am notat eu, dar în general, dacă prietenii tăi îți spun, vezi că o să stragă clapa, vezi că așa am pățit și eu, vezi că ăsta este un steag roșu și nu dă la de salvamar, uh, să-i asculți pentru că dacă într-adevăr ai tovarăși din aia ca lumea care nu te-ar nu ți doar niște prieteni de aia trecători, niște prieteni sezoniere, niște personaje episodice în viața ta, ascultă de ei. Chit că la început nu-ți vine să-i crezi, ești ceva de genul, bă, poate îți se pare, hai mă că nu e așa, și încep să crezi că ești paranoic, dar tu nu ești paranoic sau chiar o dai în paranoie, e nasol. Ascultă de, priet de sfaturile tovarășilor tăi, chiar că sunt dureroase, eu am pățit prin asta, să trec prin asta și mi-am dat seama că Femeile sunt temporare, Tovară și, și calculatorul e etern. Nu uităm de tovară și calculatorul e etern, că dacă nu ți-l fură nimeni nu se strică. Sper. A, se mai strică, dar repari. 5. Mare atenție când îți iei ceva SH. Și mai ales la mașini. Din experiența mea de anul trecut cu mașina. Vreo... Cred că asta a fost a cincea mașină pe care am văzut-o. Aproximativ. Că am mai văzut alte mașini, dar... noroc meu că am văzut detalii ce nu mi-au plăcut da, să-mi iau țeapă. Și am evitat țepe. N-a vrut să o lase la preț. Uite o altă chestie pe care n-am notat-o. Dar tot legat de mașini. Bă, când îți iei o mașină, să zicem, mai 3.000 de euro, 5.000 de euro. Hai să zicem 3.000 de euro, nu ți iei mașină de 3.000 de euro. O e de vreo 2.000 și ceva și restul de bani îi păstrezi ca să o pui la punct. Pentru că mașina în stare perfectă, CH, mai ales dacă nu e firmă, nu ți-o vinde nimeni. Dacă o e de la firmă, da, e cu totul altceva dacă e un dealer autorizat și vinde mașini bune. Dar dacă e bun XY de pe internet, de pe OLEX sau Autovit, bă, oricât de onest o fi omul, ceva tot trebuie să schimbi. Anvelope, baterie, da, chestii de întreținere, ulei, filtre, frâne, nu știu, un parbriz, că e zgâriat, e ciobit, faruri mătuite și din astea. Ca să, dacă tot am adus vorba de mașini. 6. Nu există Black Friday. Mai real este Moș Crăciun decât Black Friday și vă zic și de ce. De multe ori se umflă prețul. Rar nimerești un produs bun să fie la reducere Black Friday. Monitorul l-am luat de Black Friday de pe un site care începe cu A și se termină cu text și o lună asta să vină și după aia m-am trezit, după ce mi-a venit ăsta și l-am început să-l folosesc, la trei zile mă sună din nou curierul și îmi zice Salut domnul video aveți o comandă pe monitor? Dar am primit deja monitorul. A, ok, oa, nu o anulăm atunci. Am avut noroc atunci cu Black Friday că am luat monitorul, 500 de lei am dat pe el. Și acum mai e 600, 700, 800, deci e bine, am, am scăpat uh, ieftin monitorul. Dar în general nu există Black Friday și tu trebuie să-ți iei... Când vrei să-ți iei ceva anume, nu aștepta Black Friday sau ceva. Tu trebuie să fii pe fază când apare o ofertă, mai ales fiind în România. Vrei să-ți iei o mașină sau o casă ieftină, să tu o ofertă bună. O mașină care să fie pe tău un model de displaciție. -ți sau uh, o casă într-o locație anume, la un preț mai bun, tu trebuie să fii pe fază. Că imediat se dă. Sau vrei să-ți cumperi un calculator, ceva, o componentă, nu aștepta să vină Black Friday. Vezi câți bani și... Mai studiază și tu piața. Și când vezi că dintr-o dată s-a ieftinit și ai bani, ia-ți atunci. Nu aștepta Black Friday că lasă că poate se reduce atunci. Eu nu e chiar așa. După aia iartă pe cine trebuie și când trebuie. Eu de felul meu iert pe cineva după ce își cere scuze. Dacă eu o greșeală minoră cum le place unora, din păcate, nu le plac unora, așa, mă rog. Dacă e o greșeală nesimnificativă îți dai seama că nu ai pretenția să-și ceară scuze non-stop. Dar dacă faci niște greșeli nașpa și nu-și dă seama de ele și tu îi spui, bă, tu ești imbecil, el pare ceva genul, dar ce bă, te-ai supărat? E clar, nu mai ai ce discuta cu omul ăla. Sau dacă omul totuși își cere scuze și dă seama de ce a greșit după o perioadă mai lungă și chiar pare că îi pare rău, omul ăla are ce să te înveți aici, e învățat de la el. O să ai un beneficiu de la el, măcar, care că nu e să zici că nu mai ai nevoie de el în viața ta sub nicio formă. Poate te înțelege bine cu el sau colaborați în proiecte sau pur și simplu vă știați de mai demult. Mă, iartă-l. Dar dacă devine într-o dată o jigodie, nu mai ai ce vorbi cu el. Acum depinde de fiecare. Degeaba e, e youtuber mișto, poate fi țepar. Cum am observat de-a lungul timpului youtuber și acum nu vorbesc de cazul ăsta de astăzi, de ieri, de săptămâna, de acum două săptămâni de când a început, sau mai mult, pur și simplu, în cazul lui Mikey H, la început, mamă, duza de H, ce șmechere era și după aia, sponsorizare, STB, videoclipuri în care se crede, domnul, succes și acum mai e un nimic. Mai există Mikey H, s-a îngropat singur, a încercat să se certe cu X, cu Y și acum mai e... Mikey H, da, Dați YouTuberi mari, nu vreau să mai dau nume, care poate din greșeală au promovat CP sau intenționat. Puteți să enumerați-vă în comentarii că sunt destui. Sau YouTuberi care par ei că promovează anumite idei, dar în privat, în viața personală, sunt niște scârbe. Și cum să spun, tu ai mai. Dacă să zicem, mai avea un copil și să zicem că îl duci la pregătire și afli că înainte a fost la pușcărie, acel care a ajuns profesor acum a făcut pușcării la un moment dat pentru infracțiuni grave, tu le-ai mai duce la pregătire acolo? Da. Teorie nu contează viața personală cu cariera, da, știi, la un moment dat trebuie să fie o chichiță acolo, o legătură să asociezi Pentru că Acum ajung la situația despre care am vorbit Acum Pare el că promovează ceva Dar în privat E total opusul E chiar el ce detestă Sau Na Pe internet își atacă semenii Ați prins vă ideea Investește activ și acum nu o să încep cu da alea cu băi eu am investit la vârsta cu tare și acum îmi permit să închiriez o mașină în Dubai și să mă dau jmeche stau și o câteva zile și mă întorc acasă și mănânc parizări de la Lidl. Nu. No. Când zic să investești activ mă refer. În primul rând când dai bani pe ceva să fie ceva care nu doar să-ți consume timpul și atât. Să fie ceva care să-ți aducă și ceva nu neapărat bani dar să te înveți un lucru anume. Uite. De exemplu, uh, îți iau o mașină, nu e doar ca să te plimbi și atât, nu mai duci pe X undeva, mai e niște bani de la el, îți faci treaba cu ea, te duci la muncă, te duci la școală, duci copil la școală, nu îți e mașina doar ca să te plimbi și atât. Îți iei un telefon mișto, faci un vlog, ceva, o pagină de Instagram cu fotografii. Un aparat foto. Mișto. Nu doar să faci cu niște poze în vacanțe. Poate din nou te apuci de... Fotografii de nuntă, de ceva pe acolo. Calculator. Nu doar te joci. Faci live-uri. editezi chestii. Programare. Acolo. La asta mă refer. Să... Poți oarecum să scoți un pic banii pe ceva. În cazul meu, cel mai e simplu de spus. Mă duc undeva, fac 3-4 story time-uri, povestesc pe videoclipuri și mai fac o monetizare acolo, o reclamă și aia e. Îmi iau un joc. Uite, GTA 5, 5M, promovări serverului 5 am scos de mult banii pe joc. Calculator, la fel, ați prins ideea. La asta mă refer cu investește activ. Că măcar dacă ai obiceiul să cheltui bani, măcar fă cumva ca acel obiect să poți să recuperezi un pic din cei de pe el. Uite, eu de exemplu, uite, vrei să te apuci de YouTube și îți place să cumperi haine? videoclipul despre haine, chestii vestimentare, mâncare, îmi place să mănânc cum face el și așa mai departe. 10. Nu contează calificarea, poate fi prost oricum. aici deci o să vă spun exact cum a zis un profesor de la legislație când am dat de permis. Bă, cu voi ăștia tineri mi-e cel mai ușor să mă descurc, pentru că dau de câte unul care e doctor, e inginer, e profesor, e ce dracului o fi și el nu înțelege. Că degeaba e, e las în domeniile astea. El trebuie să asculte de mine la orele de condus. Că nu e cum zice el, e cum zic eu. Vezi de domeniul tău. Și cam așa e. Și o să dați de oameni care într-adevăr pe meseria lor sunt doctori, sunt maestri, sunt inginerii inginerilor, experții, experții experților cu doctorat în domeniu cu tare. Dar în rest poate să fie o lepră de om, să nu fie în stare de nimic și mai mult să se încurce. Și în general, când ești bun pe ceva sau ești calificat pe ceva, vezi de treaba ta și nu te mai băga în domenii în care tu n-ai habar și mai rău strici. 11. Ta și ascultă. Nu căuta atenție. În general, cel mai bine e să faci așa. Nu căuta tot timpul să fii în centru atenției, Când o să regrezi mai târziu. Posibil să dai de anturaje nașpa. Și cel mai bine, ești atent la ce se vorbește în jur și prinzi informația, că dacă stai mereu să fii în centru atenției, tu ajungi să spui mai de toate despre tine, e lumea chis despre tine, dar tu nu și despre ei, și cine știe cum se află câte o chestie așa și ești bârfit. Mai bine, păstrezi, nu dai din casă așa multe de la tine, nu dai nici despre alții pentru că nu-i frumos, dar când ești într-un grup sau undeva, nu fi la care vor, să vorbească el mereu. Ascultă ce vorbesc alții, câștigă-le încrederea tuturor și o să-ți fie mai bine după, indiferent că vorbim de clasă sau școală sau loc de muncă. Așa, mai departe, 12 prieteni, cât mai puțini, dar buni. Nu căuta să ai un dita mai cercul de prieteni, că o să ai, că pentru tine o să fie doar niște personaje episodice într-o perioadă scurtă și atâta. Caută-mă să, cum să spun, da, socializează, fii prietenos, lasă loc de bună ziua, fii dulce cu oamenii, dar ca să-i bagi așa în categoria de prieteni adevărați, de tovarăși, nu băga pe oricine, s-ar putea să regreți. S-ar putea să fie un șarpe. Ai grijă pe cine bagi așa în viața ta, să fie cineva ca, pe care să știi că poți să te bazezi în orice situație, dar și tu să îl ajuți. Nu fi gigolie. Mai departe. 13. Semințele nu-s bune. Asta e de astă vară, m-am stricat la burtă de la niște semințe și sfatul meu. Dacă mâncați semințe și au un pic un gust rânce, nu le mai mâncați că o să faceți o toxinfecție alimentară sau ce dracu am făcut eu indigestie de mi-a fost rău vreo două zile. 14. Calitate, nu cantitate și aici mă refer la alcool mai ales decât să bei băutură proastă și apoi să te miri că ți-ai făcut ficatul pateu, mai bine, bea mai puțin, dar bea ceva mai scump ca să-ți placă. Adică decât să bei spirit doar pentru că e tare și e ieftin, mai bine ți-o vot că dai bună, îi bei două pahare și ți-ai ajuns. <laughs> nu beți spirit, bă, nu e ok, nici absint sau verde de Paris, ăla parcă e o travă, nu e, mă rog. Uh, sau cu bere la fel, nu bea cea mai ieftină bere. Pentru ciucași. Mie nu-mi place ciucași. Eu prefer Desperados și Lefe brună sau ber mai scumpe, un Heineken, un Bex, nici chiar Ciucaș sau Dorfer. Cu să bei Dorfer, Tu ai pateu, nu mai ai ficat. 15. Dacă nu vrea relație, tot poți să marchezi. Și sfatul meu, dacă o fată vă zice că nu vrea relație, asta nu înseamnă că trebuie să încheiați orice discuție cu ea puteți să fiți prieteni cu beneficii, mai ales dacă nu sunteți copii deja sunteți adulți sau sunteți adolescenți, sunteți deja la vârsta care cel puțin unul dintre voi doi a mai marcat, a dat acolo la viața lui sau ei. sfatul meu, dacă zice nu vreau relație, nu trebuie să rupeți legătura că tot puteți să ieșiți prietenește undeva și mai știți, aveți norocul de o prietenie cu beneficii pentru că Uite, aici puteam să mai bag o, uite aici pun o completare, o paranteză, un subpunct. punct um, cum să spun? Feriți-vă de persoanele care zic că nu există sex fără dragoste. Sau eu nu fac sex, fac doar dragoste. Fuj mă de aici. În primul rând sexul nu are neapărat treabă cu dragostea. E, face parte din instinctul de reproducere. Nu trebuie să iubești ca să poți să fuți. Să fim serioși. Am poți să dezamăgesc pe cineva când i-am spus că mi-am făcut prietenă cu beneficii și era, Ava, vai, sunt dezamăgită. De ce? Păi nu cream că poți face așa ceva fără sentiment. E, uite că pot, că mie mi se scoală. Fără să-i spun vorbe dulci. Așadar, nu vrea relație, puteți fi prieteni cu beneficii. Sau dacă v-ați despărțit, dar a fost totul mai diplomat, puteți să rămâneți prieteni cu beneficii în continuare sau să continuați mai târziu. Important e să marcați, să țineți un scor cât mai mare. 16. Întotdeauna spălat, ras și cu un balonaș la purtător. Mă refer când ești singur. Pentru că, oricând, se poate fi o ocazie. Un balonaș îl ții, să zicem, mergi mereu cu mașina. În mașină. În portofel. Într-un buzunar. Undeva. să la acolo, în debână. Și întotdeauna, bă, spală-te că trebuie să te speli și mai dă jos Uh, pădurea Amazoneană mai ales că e vară și transpiri și cald. Valabil și pentru fete. Chiar și să luați voi fetelor un balonaj, că poate bulangi un are. Îl puneți voi. Mă rog, dați voi balonajul să și-l pună. 17. Lasă loc de bună ziua. Să zicem că ai terminat școala. Treci de la 8, nu, Treci de la liceu la facultate, ai terminat liceu, ai terminat a 8-a. Lasă-și sau te muți ceva. Lasă întotdeauna un loc de bună ziua că poate vei mai avea nevoie de acea persoană. Chiar și după ce nu ți-a ieșit o combinație sau te-ai despărțit. Mai ales dacă știi că n-ai greșit tu. Că n-ai greșit tu. Lasă un loc de bună ziua de exemplu, ți-a dat papucii pe degeaba sau n-ai făcut nimic, ți-a papucii, să vezi că o să se întoarcă la tine. În două luni, în două săptămâni, depinde. Lasă întotdeauna loc de bună ziua că vei avea de câștigat. Nu căuta să rupe o legătură cu cineva prin metoda asta ca un motiv de ceartă. E foarte copilăresc și stupid și te faci de căcat. O să fii bârfit și o să te faci de râs în fața altora, mai ales dacă îți cunoaște semenii. A, și aici mai puteam să adaug. Dacă te combin cu cineva și nu vrea să-i cunoști cercul de prieteni, e clar că prietenii sau lui sau ei știu ceva ce tu n-ai vrea să afli. Dacă te bagă în cercul său sau cercul ei de prieteni, prietene, fă nicio problemă, așa înseamnă că nu e rușine cu tine și n-ascunde nimic de tine. Aici la capitolul relații pot să zic mai multe. Eu am avut câteva, dar nașpa. Și... Pot să fac un video în perioada aia cu Valentine's pe tema asta. 18. Dacă te împaci cu cineva de mai mult de trei ori, poți parca, ai tot dreptul să parchezi la locul pentru persoane cu handicap. Sub, se, înțelege ce am vrut să zic aici. Te-ai de mai mult de trei ori, puteți parca pe locul de handicapați. 19. Să nu ai încredere în statul român. Mai ales sunt politicieni că îți faci un discurs. Facem Bucureștiul, New York, Abu Dhabi, Babilonul 2 îl facem. Bază selenară să vină extraterestri în vacanță aici. S-au promis să fac țara mai bună. Nu-i mai lăsăm pe ăștia. Nu i primim un partid la noi și alte miciuni pe care le-au spus politicienii de-a lungul timpului, așa dar să n-ai niciodată încredere în partide. Cel puțin în astea vechi cu aceiași politicieni care vin cu minciuni noi. Nu știu cum sunt partidele astea noi care n-au apucat să fie la putere pentru că n-au fost la putere și n-au și și-au lăsat vocea auzită. Dar sfatul meu să n-ai încredere în partidele vechi pentru că <laughs> varză ce au făcut. Varză. 20. Nu neglija somnul. Somnul este important, te simți obosit, dormi un pic, odihnește-te, nu băga maraton de seriale când știi că mâine ai treabă, ai școala, ai muncă. Cel mai bine este așa. Dacă ai treabă dimineața, sau ziua lucrezi, ai activitate, bă, doar ca lumea, culcă-te de vreme și când o să te trezești, o să vezi că e un avantaj să te scoli de vreme. Și acum nu mă refer să te scoli la 4 dimineața când tu muncești la 9 sau la 8. Nu, mă refer că dacă te scoli de vreme, e acea rutina ta de dimineață. În primul rând când înjure alarma, că ai mai fi dormit un pic, ai visat o gagică mișto, te dădeai într-un carusel și ai stat mult la coadă, uh, Mă rog, de deci ce rutina aia, în primul rând, să când Pice... că refuzi să crezi că n-ai murit azi noapte și iar să te duci la job sau așa? Da, tu jos din pat, cași de 3-4 ori, te duci la baie, vezi ce față ai, te bărbierești, în cazul meu nu, uh, te speli pe dinți sau în general te speli, în cazul meu nu, că sunt un rocker jegos, uh, te bachezi, te... ce dracu faceți voi în fiecare dimineață? Vă dați mustaț -a, mustața jos? voi fetelor în cazul meu, nu, ați prins ideea. E bine să te scoli de vreme, mai ales când ai rutina asta ta. Că după aceea, după ce îți termini rutina și vezi că de-abia atunci începe ziua, o să te orientezi așa, să te scoli cam... Să știi tu cam cât îți ție să-ți faci rutina aia ta și apoi să realizezi. că de-abia acum începe ziua. Ziua pare mai lungă când te scoli de vreme, ceea ce e și normal. Sau dacă ai treabă seara, știi tu că ești mai productiv seara? Da. Sacrifică seara, stai treaz până târziu, învață, lucrează, ce faci tu. Uite cum fac acum de 12 pe noapte și eu o filmez. Dar, uh, cum să zic, sacrifică noaptea, că ești tu mai productiv. Că sunt oameni care sunt mai productivi noaptea, dar dormi ca lumea ziua. Dormi după masa. Nu neglija somnul O să ai o stare vai de capul tău după aia Nu o să te simți bine E foarte nasol Să Nu dor suficient Măcar 6 ore pe noapte să dormi Sunt unii care da Poate nu se stresează Sunt mai relaxați N-au ceva Cum să spun Solicitant de făcut Și ei se descurcă cu 6 ore de dormit dar măcar dacă ai un 8-9 ore, sunt persoane care dorm și 12 ore și o știu genul de drag cu băgați atâta somn în voi. Eu de felul meu nu dorm mult, 6-7 ore cel mult, mai mult nu-mi trebuie. Dar depinde de fiecare, de fiecare. Nu neglijați somnul că este foarte important și nu faceți exces de cafea. Ca ajunge, că de la, lasă-mă că beau cafea dimineața și mă simt mai bine, s-ar putea să o dați doar în dependență de cafea și dacă nu beți cafea vă doare cap. Mai lăsați drept cu cafeaua, eu stau și două săptămâni fără să beau o bere Și voi nu rezistați o zi fără cafea și că eu sunt la dependent Ok, 21 Consultă oameni în domeniu Și aici mă refer în ceea ce vrei să faci tu Consultă oameni din domeniu Nu lua sfaturi de la un chetol abețiv Despre cum să-ți faci gagică Bine, nu prea sunt oameni în domeniu A, ba da Știi ce înseamnă om în domeniu Să-ți faci o relație Cineva care are o relație fericită te poate sfătui situația asta, de exemplu, nu te baza pe un unghi bețiv sau pe o mătușă văd vă cum să-ți faci relație. Nu o să te învețe bine. Mă, zice, ești fată și o mătușă văd vă o să că ia sfăi nepoată pe unul cu bani. Și te învață numai la moși din aia libidinoși cu bani. Bani mulți și zile puține, dar tu nu o să fii niciodată fericită cu ei. Ca ai dracu, nu mai mor. Că ăștia care au bani, degeaba sper tu să moară repede. Că având bani, trăiesc mult. Uitați-vă la Fiorelis, că nu mai moare. Ion Iliescu, e neburitor <laughs> Mă rog, ați prins ideea. Sau, cum am zis mai devreme cu Daci în fața blocului, toată lumea face pe mecanicul. Bă, nu te apucat tu să repar mașina sau să zică un altul, lasă bă că eu am avut treaba și îl reparam așa, îl reparam așa, dă bă că merge. Nu, s-a stricat ceva, mergi la om în domeniu, lasă leacurile băbești pentru situații medicale grave. Că ai tu răceala așa și un leac băbești care te ajută, da. Uite, de exemplu, încât te știu, te doare ceva, pui varză, chit că după ajunge varza murată, o merge, n-am încercat. Sau mai era ceva cu ridiche neagră pentru când te doare în gât, asta o merge. Dar în momentul în care îți apar bube pe corp, sau nu mai vezi bine, sau nu mai poți să te miști, ai, ești semi semipara... Doamne ferește, o situație gravă, nu mai da păleacuri băbești de scântece, mergi mă la doctor. În general consultă-te doar cu experți în domeniu vrei să investești în cripto nu lua sfaturi de la unul care îți, îți apare reclame pe YouTube pe TikTok caută-mă pe unul care să zicem e bancher și poate știe el și cum e treaba cu banii cu impozite pe care trebuie să le plătești după vrei să înveți cum să ai o afacere anume sau să te instruiești într-un domeniu oricât te uiți tu la indienii aia cu cursuri sau cu instrucțiuni. Hai, Max, întâi la cum să instalezi un Windows sau ceva de la Indien, cum să repar o eroare la calculator. Dar dacă vrei să înveți o meserie sau ceva, nu te lua după internet. Tot trebuie să te duci să faci o școală ceva, o poți de cealaltă, o facultate. Nu pot să te ajute Indienii la nesfârșit. 12. 22, pardon. Asta mai panorama. Dacă visezi un veceu, e o capcană Deci ăsta e un sfat pe care l-aș da Dacă aș ajunge bătrân de la Antoiac la 120 de ani Deși dracu mai ajunge la 120 de ani acum În afară de Iliescu, el i-a făcut de 3 ori până acum Deci dacă... Deci ăsta ar fi un sfat pe care l-aș da pentru toată lumea Visezi un veceu, trezește-te, e o capcană Și 22, pardon, 23 Vârsta pe care urmează să o fac, fac video ăsta din timp Cam e o seară în care am chef să discut, să filmez. Uh, adevărul este întotdeauna la mijloc sau aproximativ la mijloc. În general. Acum depinde de situație. Părerea mea pe plan politic, centrul e bun. Căci cât de cât e mai pe placul tuturor aproximativ. Nu poți să mulțumești pe toată lumea. Sau când sunt niște păreri împărțite într-o despre o anumită chestie. Adevărul da. e la mijloc. Sunt păreri pro, vor fi mereu păreri pro, păreri, mereu, păreri contra. Adevărul va fi undeva la mijloc. Vrei, de exemplu, să-ți cumperi ceva anume? O mașină, na. Am dat exemplu numai mașini și relații, că asta mă interesează pe bine. Să fuci și să conduc. Vezi pe internet review bune sau recenzii nașpa și bune unii zic că mașina e bună, că au avut, alții zic că au avut o și nu a fost bună. E clar, poți să ai noroc de una bună, poți să ai noroc de una nașpa, sau contează, de fapt, cum o întreții tu. Că mașina e, e cum e ea, dar dacă nu o întreții bine, se strică repede, ca în situația lor. În general, când vrei să documentezi despre ceva anume, sau vine vorba despre un subiect, orice, că e politică, că e că e aia, ascultă părerea am, ambelor părți. Ca la judecată, cu judecătorul, ascultă de la vocația am, ambilor oameni de acolo și acuzatul și acuzatorul sau cum o fi, că n-am fost niciodată la tribunal și nici nu vreau. Mă uit acolo ca la mașini străine, nu știu ce trebuie să fac. Eu încă am impresia că judecătorii trebuie să poarte Peruca da, de aia albă. Glumesc, am văzut o judecătoare. Cred că era mai mică ca mine de vârstă, dar... Era judecătoare și a se pensionat 10 ani mai târziu. Mă rog, asta e altă discuție. Deci da, întotdeauna consultați-vă din ambele părți. Și ce e pro și ce e contra. Ambele extreme. o să vedeți că... Întotdeauna undeva acolo la mijloc E adevărul sau calea cea dreaptă. Indiferent de situație. Și răspunsul final, totul o să-l afli din propria ta experiență într-un final. Cam așa ar fi. Deci, da. Cam astea ar fi 23 de lucruri pe care le-am învățat în 23 de ani. Majoritatea în ultimii ani, pentru că cât ești copil. Da, îți arde să, de copilărie, de alte treburi. Dar pe măsură ce îmbătrânești și mai vin niște traume sau niște evenimente bune în viața ta, adică întâmplări pe care să nu le uiți în două ore sau evenimente nașpa care să nu treacă atât de repede, ajungi să rămâi cu câte ceva. Și da, aș putea să mai adaug încă pe atâtea, atâtea treburi, dar le-am trecut așa repede. Dar n-au fost câteva panorame, câteva mai serio, câteva mai multe serioase surprizători, care nu prea pot să fiu serios. Dar oricum. Uh, mereu Mai zic chestii de genul pe live-uri. Ce am mai pățit și așa. Acum puteți să luați de bine ce zic. Poate mă răzgândesc la anul legătură cu unele treburi de aici. Cine știe. Poate la anul o să mai fiu aici. O să fiu pe Pornhub. <laughs> Sau pe și ne știe Oricum, vă mulțumesc tuturor Pentru atenția acordată în tot acest timp N-am mai pus nimic pe green screen Pentru că n-am mai avut chef de green screen Am lăsat normal așa Și da, vă mulțumesc tuturor celor care uh, Mă urmăriți de atâta timp Canalul ăsta Și influențele pe care mi, mi le-ați lăsat voi uh, Părerile comentarii, tot, tot, tot. Mi-a prins bine, deci mi-a prins extrem de bine să fac ceea ce fac așa. Adică mă uit la alții care sunt de-a dreptul total opusul lor pe platformă. Unii să zicem că sunt niște scârbe pe internet, dar în realitate sunt oameni de treabă și viceversa. Bă, eu sunt transparent, n-ascund nimic și de asta mă apreciați ăștia câțiva care mă urmăriți în comparație cu ce cifre au alții, băi, eu măcar nu sunt un prefăcut. Băi, dacă zic că am făcut o prostie, băi, dacă trag o bășină o recunosc, da? Eu îmi recunosc bășina când o trag. Că mă mândresc cu ea, că e bășina mea. E greșeala mea, mă mândresc cu ea. În fine, ne vom auzi data viitoare și scrieți-mi și voi câți ani aveți și ce ați învățat în aceștia, numărul vostru de ani, ce ați învățat de-a lungul vieții voastre. Chestii așa mai importante sau mai neserioase. Pe data viitoare, au les tuturor!